Bună ziua și bine v-am găsit la Proful Online cu exerciții de matematică. Da, uitați, dragilor, pornim repede tema și variante de teze, vrei să spună? Da. Variante. Pentru teze. Ce acolo la îndemână, Davide? Da. Merge foarte repede. Ce ți se pare ție la prima citire că ar merita să... Prețul unui pix după ieftinire cu 25%. Da. Știind că prețul inițial a fost de... Prețul... unui pix după ieftinire cu 25%. Prețul după ieftinire... 25%. Cu 20% este 25% este cât? Nu spune. Spune că știind că prețul inițial a pixului a fost 36.000. Preț inițial. Prețul inițial, pendai. Egal cu cine? Cu 36.000. 36.000? Da, 36.000. Înseamnă că era o variantă aceea da. De înainte, cum erau banii. Da. Da. Prețul în inițial era 36.000. Și se ieftine cu 25%. Cât este acum? Da. Cât este după ieftinirea asta cu 25%? Tu cum încerci să gândești? Mă gândeam că pot face 25 supra 100. Da. Ori 36.000. Da. Aș putea să simplific zerourile. Bun, cum facem atunci la simplificare? Deci, practic, asupra prețului acela, lucrăm cu procentajul, nu? Deci, prețul inițial ori procentajul îmi dă rezultatul. Era așa. X ori P la 100 egal cu rezultat. Cu R. Sau cu Y. Și noi aici am avut foarte multe probleme în care am lucrat așa ceva. Mi se dă X-ul și P la 100 și aflăm Y. Ni se dă Y-ul și X-ul și avem P la 100. Ni se dă Y-ul și P la 100 și avem pe X. Deci avem astfel trei variante de probleme. În problema de acum știm pe X, da, și pe știm și procentul, dar nu știm Y-ul. Dar nu știm Y-ul. Da. Atunci, X-ul e, în problema asta este egal cu 36.000. Ori... Pe procentul este cunoscut 25%. Și atunci Y-ul, scrim relația și vine X-ul 36.000 ori 25.000 pe 100. Da? Egal cu Y, da? Egal cu Y. Și acum vine... Simplificăm zerourile cu zerourile. Așa. După aceea, înmulți 360 cu 25. Așa. 360 ori 25. Și egal cu... 8.000. Da? Deci cât este? 9.000. Și vom scădea din 36.000. 9.000. Așa. Din 36.000. Scădă 9.000. Și calcul? 17.000. 17.000? Nu, 27. 27.000.
Deci tu trebuie să înțelegi așa, ca fenomen, următorul lucru. Că prețul inițial, practic 25% cât înseamnă? Un sfert. 1/4. Da. Deci o pătrime. Asta înseamnă 25/100. Da. Egal cu 1/4. Și tu trebuie să înțelegi că dacă prețul a fost atât, da? Împărțind, scăzând din preț o pătrime, asta, rămân cele trei pătrime. Să împărțești cu 36.000 la 4. Așa. Și aflam că o singură pătrime. Pătrime egal cu 9.000. Așa. Și acolo scădeam din 36.000 9.000 și de 27, sau puteam să facem 36.000. Păi s-a fost fenomenul, nu? Da. Acum ai înțeles ce a însemnat. Nu vrem să fie mecanic. Mecanica asta. Da? Deci dacă formula asta vrem să o memorăm, așa azi o învățăm, ne uităm. Adică nu mai știam dacă să pun 36.000/100 sau 25/100. Păi 25%? Cât păi atât e procentajul. Asta înseamnă 100%. S-a întâmplat acum când e pe la 100, e valoarea, numărul acela, supra 100. Asta vrea să spun, da? Și, de fapt, ne aflăm cu cât s-a ieftinit. Dacă să vezi prețul inițial din prețul dat, să vezi prețul care rezultă, din prețul inițial scaz această ieftinire, ca să vezi care este prețul actual. Da? Când ai ieftinit cu 25%, prețul este 27. Nu poți să spui că prețul este 9.000 de lei. Dacă numai 25%, cum să fie, că nu fost 36.000. Deci să simți fenomenul, ca să fie foarte clar. Da? Deci, și pe segmente, cum am gândit o altă dată, iată, putem vedea foarte bine. Te rog. În figura 1, treptele A și B formează cu secanta de unghiile 1, 2 până la 8. Asociați fiecare literă din coloana A cu câte o cifră din coloana B pentru a obține nuțurile matematice adevărate. Deci, două drepte, tăiate de o secantă. Deci, dreptele de 1 și de 2, cum spune acolo? A și B. Dreptele A și B, tăiate de o secantă. Formează perechi de 1. Dar nu spune că dreptele A și B sunt paralele. Sunt da, două drepte. Așa. Deci două drepte, uite, chiar am să le iau și eu așa, să nu fie paralele, tăiate de o secantă, A și B. Avem aici unghiurile notate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa sunt notate. Și acum tu la A mic. Ce este la amic? Ce problemă a fost asta acum? Problema 2. Punctul D. Problema 2 și aici e problema care? La problema 3. Problema 3. Unghiurile 3 și 5 sunt. 3 și 5. Unghiurile 3 și 5. Alterne interne. Da, deci sunt alterne interne. Deci sunt de o parte și de alta secantei. Și sunt interiorul acestor două drepte, da? Da. Deci alterne, A și 3 și 5. 3 și 5. Tu spune alterne interne. B. Unghiurile 1 și 7 sunt alterne externe. 1 și 7, da? 1 și 7. Și, domn profesor, aici mă gândesc că spune unghiurile 4 și 8 sunt ori corespondente, ori congruente. Și după aceea 4 și 8. Și doamna mai spune că unghiurile 3 și 7 sunt congruente sau corespondente. Dar cum pot să-mi dau seama care sunt congruente? 4, ai zis, și 8, și 3 și 7 trebuie să aleg. Și 3 și 7 da. Sunt, cum să zic? Ori să aleg una să fie corespondente și una congruente, sau cealaltă corespondente și congruente. Când ar fi? Ele sunt corespondente. Da. Corespund de aceeași parte, da?
a acestei secante. La fel și 4 și 8, și 1 și 5, și 2 și 6, dar nu mai am asigurată congruența. Da, știi ce? Congruența ar trebui să fie dreptele paralele, să-mi spun în ipoteză. A și B sunt paralele. Păi spune. Cum spune acolo? Dreptele A și B formează o secantă D. Tăiate de o secantă. Nu, scrie formează cu secanta D unghiurile. Da, dreptele A și B, dar nu spune A și B paralele. Păi atunci acum pot să-mi dau seama care sunt congruente. Păi, spunem așa, fiindcă n-am avut fixat în ipoteza A și B nu sunt paralele, nu este dat, spunem că sunt numai corespondente, nu și congruente. Ele ar fi congruente dacă ar fi dreptele A și B paralele. Deci numai că sunt paralele. Altfel, n-am voie să spun că sunt congruente. Sau dacă sunt și congruente, atunci le obligă să fie paralele. Ia să vedem acolo cum mai e scris. Asta am gândit acasă și nu știam care să le care sunt corespondente și care sunt congruente. Unde? Ultima problemă la teza 7. Deci trei sunt alterne interne, corespondente, alterne externe și 3 și 7 congruente. Da? 3 și 7. 3 și 7 congruente. Nu, spunem așa, nu avem, cum să spunem, congruente, ci numai corespondente sunt. Da? Că nu am asigurat în ipoteză A și B sunt drepte paralele. Dacă îndrăznesc să spun că sunt congruente, înseamnă că trebuie să am în culise că A și B sunt paralele. Deci numai două drepte paralele formează perechi de unghiuri congruente, alterne interne, alterne externe și corespondente. Mă gândeam, dacă 4 este în același loc ca și 8, ar trebui să fie și congruente. Deci 4 cu 8... Da, se găsesc pe aceeași poziție. Sunt de aceeași parte. Da. Cum se cheamă asta? Corespondente. Corespondente? Și dacă... Și dacă erau paralele, erau și congruente. Așa este. La fel și 3 și 7. Nu știam care să spun, că amândouă mi se pareau că sunt congruente și corespondente. În același timp, da. Congruența este asigurată, repet, adaug la faptul că sunt corespondente, congruența și la toate celelalte perechi, alterne interne, alterne externe, corespondente, adaug congruența numai dacă am paralelismul. Da. Asigurat. Da. Deci dacă am paralelismul, plus și congruente. Da, da. Iar dacă autorul spune, sau eu găsesc din alt raționament că sunt congruente, le oblig să fie paralele. Da? E dacă și numai dacă. Merg în amândouă sensul. Bun. Altceva? Mai facem problemă la geometrie. Da. La geometrie încercăm să insistăm că aici sunt slăbiciuni de regulă. Partea aceea de algebră, aceea care ți se pare ție. Ușoară. Da. Unde crezi că sunt neclarități, acolo există. Te rog. În figura alăturată, A paralel cu B, O este în mijlocul lui AB și OM perpendiculară pe AB. Măsura lui OM A este de 45 de grade. Demonstrați că MB este paralelă pe B. Este o figură acolo, da? Trebuie să o iau să văd. Problema 3 este asta? 5. 5. De la primul. Așa. În figură am alăturat A în paralel cu B, da? Calculul ăsta, te-ai dus la varianta asta. Dacă la celelalte, la geometrie sunt ușoare. La algebra sunt ușoare, spui tu, nu? Dacă astea care sunt cu... perpendiculare, nu prea știu să arăt că sunt perpendiculare. Dar 4 la asta de ce ai sărit o? Păi o mie cu 4 ore de 10 litri, 1000... Face. Nu cred că face. Deci m-am dus fi interesant. Și 3 de ce ai sărit-o, iarăși? Nu, că vreau să vă întreb că la... Nu știu să demonstrez dacă sunt... paralele așa, da? Ei, nu, paralele, perpendiculare pe... Uite, hai să mă cinta. În ipoteza,
avem așa, ca paralel cu B, că O este mijlocul segmentului AB. Deci AB este un segment care este fixat pe punctul de intersecție a secantei. Deci să spunem așa, că A egal cu A intersecta cu dreapta D, că B egal cu mulțime, da? Mulțime. Că B egal cu B mic intersectat cu latura B, cu D. Și să facem și figura ca să avem clar. Deci două drepte A și B paralele. Secanta D, așa sub dreaptă. Aici punctul A, aici punctul B. Mai avem că un punct M. O este mijlocul lui AB. Deci O, aici mijlocul lui AB. Deci să zicem că O aparține lui AB, segmentul AB, dar nu oricum, așa încât, cum spunem asta pe mijloc? Adică spunem că AO este congruent cu OB. AO congruent cu OB. Așa. AO congruent cu OB, de acord. Și M. Și OM aparține lui... OM e perpendicular. OM e perpendicular pe AB. Iar măsura unghiului OMA, OMA, egal cu 45 de grade. Asta e toată ipoteză. În concluzie, trebuie să arătăm că MB e perpendicular pe B. MB e perpendicular pe B. Deci M, O este aici, O M e perpendicular aici. O M e perpendicular pe AB. Avem asta, da? O M perpendicular pe AB. Corect. O e mijloc. Măsura unghiului O M A. O M A. Acesta e de 45 de grade. Trebuie să arătăm că e MB, adică perpendicular pe B. Uite, avem că O e perpendicular pe AB. O e la mijloc, nu degeaba. Nu degeaba unghiul ăsta de 45 de grade. Păi, poate. Mă gândeam să luăm spre comparare triunghiurile AOM și AOM, da, și OMB. OMB. Pentru că avem că OA este cât OB. Așa, OA. Știm că OM este latură comună. Da. Și mai știm că unghiul M, nu, unghiul AOM și BOM sunt congruente. AOM și M, OB. Corect, să ne și am avea cazul latură unghi-latură. Așa, sau catetă-catetă, cum ar fi. Da, catetă-catetă. Și triunghiurile ar fi... congruente. Și triunghiurile fiind congruente, ce te... Putem spune că MB este perpendicular pe... Păi da, asta e că nu știu. Hai, trebuie să te duci, trebuie să îndrăznești. De incongruența triunghiurilor acestora, ce ai tu? Am dacă triunghiul ăsta e congruent cu ăsta. Păi știu că sunt...
este un triunghi isoscel. De ce este? Deoarece o jumătate de unghi este... este perpendiculară. Pentru că unghiul AMO este de 45 de grade. Știm că acestea sunt congruente și că și unghiul OBM este tot de 45 de grade. O, M, B. B este tot de 45 de grade. Și acolo vine că este 90 de grade. Și asta este perpendiculară. Și asta e 90 de grade. Dar nu știi că aici tot 90. De unde să fie? Eu înțeleg că asta e 90. Dar de ce și asta e de 90? Pentru că dreapta mă bucă de perpendiculară. Dar, nu știu. Că atomul ăsta îmi cere în problemă. Ca să fie, să fie perpendiculară. Pentru că știm că unghiul exterior a unui triunghi isoscel este egal cu măsura unghiurilor neadiacente. Adică unghiul ăsta... Adică ar fi că unghiul OBM plus unghiul OAM. Da. Fac cât ăsta. Fac cât ăsta, da. Unghii exterior, da? De acord. Dar de unde știi tu că ăsta e 45 și ăsta e tot 45? Păi din congruența triunghiilor. Așa. Știu că unghiul O este de 90 de grade. Da. Unghiul M este de 45 de grade. Da. Unghiul A. Da. Nu, M. Asta de aici? Da, este 45 de grade. Am vorbit asta. Plus 90 de grade de la unghiul O. Așa. Și care ne dă... 135 și din 180 o să scădem 135 și aflăm unghiul A, care unghiul A este congruent cu unghiul B și o să aflăm unghiul M, B și unghiul exterior. Așa, da, tu ai spus mai devreme că triunghiul ăsta este isoscel. Da. Fiindcă aceasta care e perpendiculară pe mijloc, ce este perpendiculară pe mijloc? Înălțime și mediatoare. O, asta e. Și atunci A, M este cât M, B. Triunghiul este isoscel, da? Da. Și fiindcă e și dreptunghii care arăta mai devreme, înseamnă că astea două sunt congruente de 45 de grade. Da. Și atunci unghiul ăsta de aici este suma unghiurilor nealăturate. Da, adică 90 de grade. Adică și aici arăză că este perpendiculară. Și acum are și perpendiculară. Altfel, asta ar fi o variantă. O altă idee. După ce ai arătat congruența triunghiilor acestora, și ai arătat că unghiul ăsta e de 90 de grade. Nu poate fi asta socotită o secantă? Ba da. Pentru dreptele acestea? Da, poate fi socotită ca o secantă. O secantă. Și atunci, ce fel de unghiuri sunt ăsta? Unghiuri... Și ăsta. Drepte. Cum se numesc ele în limbajul matematic? Unghiul ăsta așa și cu ăsta. Unghiuri alterne interne. Alterne interne. Așa ar fi congruente și arătăm că ăla este de 90 de grade și deci arătăm că și ăla este de 90 de grade. Rapid. Da? Deci folosim și paralelismul ăsta. Că nu degeaba de A și paralel cu B. Da? Deci în clipa de față avem două variante, două soluții. Da. Una ca idee fără sumă, e unghiul exterior, ai zis tu. Da. Că e unghi exterior și știu că... Stai o secundă, unghi exterior nu prea bine. Unghi exterior, din cine este format unghi exterior? Din B, de M, B. Așa e unghi exterior, dragule. Pentru triunghiul de aici, unghiul exterior e format de laturile unghiului acesta. Deci latura asta și cu asta. Asta e unghi exterior. Și suma unghiurilor neadiacente. Adică e 90 și plus ăsta. Da. Ei, și atunci... Vine 90 plus 45. Vine da. 135. Păi acolo știm că unghiul B este 45. Și până în capătul celălalt 180 de grade. Așa, deci așa toată asta. Da, este 180 de grade. Da. Scad din 180 de grade pe 45. 45. Dar ăsta de aici nu mai e. Nu mai, da, nu mai e. Nu sau... mai.
Deci trebuie exploatat paralelismul. Da. Foarte important. Autorul nu-ți dă o chestie de asta întâmplată. Dar nu-ți dă degeaba. Dar nu-ți dă degeaba. Deci tu aici ai avut, să spunem, neșansa de a te gândi la unghi exterior, dar unghi exterior e tot ăsta. Deci când am un privind, unghi exterior, ăsta este format de laturile, nu? Una din ele în prelungire și latura celălalt. Atunci ăsta este exterior, ăsta. Da, da. Unghi exterior. Da. Și ăsta exterior este suma unghiurilor nealăturate. Ăsta și plus ăsta. Fac ăsta de aici. Acum am să mă gând că desenul e așa și într-un fel ar mai fi o dreaptă în plus acolo. Da, deci ai înțeles, pentru unghiul de aici exterior așa poate. Da. Adică ar fi un de exterior cu 135 de grade. Și cu 45. Și după aceea scădeam din 180. Nu. Din 135 scădeam 45. Care? Păi nu știi că ăsta e. Cred că ăsta e. Că 135. Totuși, da, ale 135, știu că unghiul B este de 45 de grade. Care? Ăsta e de 45 de grade. Și două mai. Din 135 scad 45. Păi da, 135 e numai ăsta, așa, 135. Și ca să scad 45 nu este aici. Ar trebui să știi că ăsta e de 45. Vezi? Da. Dar ăsta de aici e cât ăsta de aici, ca fiind opuse la vârf. Însă în clipa în care astea două le pui ca să facă 45, deja perpendicularitatea oare. Da. Deci n-ai șanse pe unghiul exterior. Da, trebuie să mă duc. Paralelism. Ca să poți să apară astea alterne. Interne. Și fiind drepte paralele și congruente. Și congruente. Da? Așa se face. Hai să facem să dăm pe soluția, vei? Să mă ajuți, da? Da. Că rog. Demonstrație. Cum vedem? Luăm spre contraparare triunghiurile A1 și A1B. Deci fie triunghiurile A1 și A1B și A1B. Despre ele. Despre ele știm că A1 este congruent cu A1. A1 congruent cu A1. Ipoteză. Da. Mă știu că măsura unghiului AOM este congruent cu VOM. AOM congruent cu VOM. Da, de unde știm asta? Tot din ipoteză. Din ipoteză. Egal cu măsura, da? Da. Ipoteză. Și mai știm că omul latură comună. Da? Deci, omă. Latură comună. Și atunci? Conform cazului de congruență latură unilatură, da. Triunghiurile AOM și este congruent cu triunghiul MOB. MOB. Și fiind congruente, rezultă de aici că... Rezultă de aici că și restul elementelor sunt congruente, adică unghiul OAM este congruent cu OMB. OAM. Congruent cu OMB. OBM, da. Mai știm că unghiul AMO este cât BMO. AMO. Congruent cu? Cu BMO. BMO, da. Iar BMO este cât AMO este cu BMO. Și egal cu 45 de grade. Da, și noi știm că AM este egal cu MB. AM congruent cu MB. AM congruent cu MB. Da. Și atunci, tot unghiul AMB, cât este? Tot unghiul AMB este de 90 de grade.
Măsura, da? Măsura da, măsura unui A, M, B. Egal cu 45 cu 45, nu? 90 de grade. Da, 90 de grade. Și adăugăm dedesubt că... Că cum... deci noi trebuie să arătăm că, că M, B este perpendicular. A, e paralelă cu... A, paralelă cu B. B. Și secanta K. Și secanta M. Secanta M, B. A, M, B. M, B, secantă. Din cele două rezultă că unghiurile... Că unghiurile... cum spunem? A, măsura lui A, M, B. Dar să zicem așa, unghiurile A, M. A, M, B. A, toate și, am înțeles. Și unghiul. A, A, M, B. Și unghiul... Mă bă... Mă bă... E. Sau E, așa. Da? Mă bă E. Mă bă E. Cum sunt aceste unghiuri? Sunt congruente. Da? Alterne. Sunt alterne interne și au alterne niște grade. Alterne interne. Și asta înseamnă că sunt congruente. Da. Adică au 90 de grade. A, M, B, da? A, M, B. Congruent cu M, B, E. Trebuia spus de dată, puteam spune? Da. Cele două unghiuri sunt congruente, alte ca și fiind alterne interne. Și atunci, cum unul de este 90 de grade... Cine are și celălalt este 90 de grade? Rezultă că unghiul... Și deci rezultă că M, B perpendiculară pe B. Măsura lui M, B, E. M, B, E. Egal cu 90 de grade, care mă duce spre... Perpendicularitatea M, B. Perpendiculară pe B. Perpendiculară pe dreapta B. B. Perfect. Deci, ce am învățat de aici? Suntem atenți la toată ipoteza. Nu încercăm o soluție de aceasta care nu folosește toată ipoteza. Că dacă autorul tu încercai să tragi de, pe unghi exterior, greșeai. Greșeai pentru că nu folosești paralelismul. Și unghiul exterior este suma unghiilor nealăturate, dar intră, ai spus bine, 135 de grade, dar nu știai ăsta. Nu știam care dintre ele e 45. Degeaba știam eu. Da. Că dacă în totalul, da. Totalul este atâta și îți trebuia să rămână 90, scădeai tu pe 45, dar da. N-aveai nicio șansă să... Să nu folosiți paralelismul. Nu-ți place problema cu asta, da? Ba, mai am o idee. Te rog. Dacă eu știam că unghiul B este de 45 de grade. Are asta de aici, da? Da. Și mai de exemplu aveam acolo unde este B mic, mai puneam de exemplu o literă. Aici. Da. D. D. Știam că unghiul OBD este de... OBD. D este de o 90 de grade. Nu, M, B, D. M, B, D? Păi nu știu. Ba, știu. De unde? Pe cade perpendicular. Ha? Pe unde trebuie să te măsurăm? Mă gândeam că am făcut 180 de grade. Păi da. Și de acolo scap 45. Păi da. Și aflam că... Păi te învârți în... Da. Jurul aceleași chestiuni. Ne folosim paralelismul, nu puși problema. Dacă vrei să spui că ăsta e cât ăsta de aici, tocmai asta trebuie să o folosești de aceea carte. Deci, este... paralelismul este esențial. Da. Nu degeaba dar aici o problemă. Da, am învățat în problema asta că poate ipoteza trebuie folosită. Deci niciodată când încercăm să facem o problemă și dacă rămâne ceva nefolosit din ipoteză, înseamnă nu, că... Nu înseamnă că nu v-ați neasă. Înseamnă că raționamentul tău are slăbiciune. Ceva nu e în regulă. Trebuie să folosim toate... Absolut. Nu dă mai mult decât are nevoie ca să fie rezolvat.